Bună ziua, dragilor! Iată-mă din nou aici, alături de Beatrice, colega mea și colega mea de bârfe, la o nouă bârfă, dar de data asta nu i-aș zice neapărat bârfă, pentru că vreau să vorbesc despre beneficiile yoga. Mie mi se pare că yoga a luat așa amploare în ultimii ani și este important să știm că există niște beneficii, sunt studii reale care spun că există aceste beneficii și aș vrea să vorbim un pic despre yoga. Știu că tu mi-ai spus că în pandemie te-ai apucat să faci yoga cu Adrien. Adrien este extraordinar, este o tipă foarte, foarte drăguță și iată, fără bani, fără nimic, poți să ai acces la programele ei și mi-ai spus că te-ai simțit bine, nu? Da, eu sunt fan Adrien. Adrien este o tânără foarte drăguță din Texas, care are un canal de YouTube de yoga, are de vreo 6-7 ani. Are foarte multe programe de yoga, serii întregi, de la programe scurte de 10 minute, programe mai lungi de 20, de 30, deci poți să-ți alegi ce vrei în funcție de starea pe care o ai. Ce e foarte bine cu Adrien este că chiar poți să pleci de la cele mai simple mișcări, ți arată mișcările pas cu pas și apoi poți să crești intensitatea, poți să alegi un program mai complicat în funcție de ce îți dorești. Adică are programe și de dureri de spate, programe de slăbire, programe de relaxare, programe de energizare dimineața, tot felul de programe pe care le-am tot încercat. Chiar mă gândeam, zic, dacă o termin pe Adrien, ce mai fac? Dar le poți, evident, alterna. Și am ajuns în această pandemie să fac în fiecare zi yoga, pentru că mi se pare că nu e deloc complicat să-mi aloc 10 minute, 20 minute dimineața sau seara, în funcție de program, și să mă mișc. Dar ce vreau să spun este că yoga a devenit la modă, deși în Occident, cel puțin în Statele Unite, în California, unde, mă rog, știm toții mișcarea hippie, mișcarea din anii 70-80, alături de tot felul de, mă rog, teorii legate de consum de substanțe psihedelice, da, și relaxare și șamani și lucrurile astea care au devenit, mă rog, ele sunt de mii de ani în diverse zone ale lumii, dar americanii le-au descoperit și le-au valorificat mai mult în anii 70. Toate aceste lucruri au ajuns și în România și mă bucur că au ajuns, pentru că de ani de zile avem și noi antrenori de yoga, dar cumva oamenii au început în România cu sporturile intense, au început să meargă la sală, își doreau masă musculară, da, își doreau să slăbească, dar mie mi se pare fascinant la yoga că te poate ajuta să obții aceste lucruri cu mai puțin, nu știu, nu mai puțin efort, dar nu ai impresia că lucrezi atât de intens, deși lucrezi, la un moment dat transpir, chiar constați că transpir. Nu ești atât de obosit, de fapt, după o ședință de yoga, despre asta e vorba, pentru că yoga percepe, cum să zic, are o filozofie de a echilibra și psihicul, deci lucrează cumva și cu psihicul și lucrează și cu fizicul și atunci cumva, mergând mână în mână, te simți mai odihnit, energizat, în niciun caz obosit după o ședință de yoga. Plus că principiile acelea simple de respirație, înveți, da, să respiri, respiri profund, adică sunt lucruri atât de simple pe care nu le facem pentru că nu le conștientizăm. Și atunci această respirație profundă, care înseamnă oxigenare bună a organismului, duce la, sau contribuie la detensionarea tuturor acelor acumulări de, nu știu, atât de energie, dar și de tensiuni, da, care sunt inerente vieții omului modern. Stăm mult pe scaun, stăm stresați, stăm cocoșați, mult timp în mașină și lucrurile astea, dacă nu avem grijă să le corectăm atunci când apar prima oară, apoi se traduc în, știm cu toții, în discopatii, da, hernii și probleme mult mai grave. Nu zic obezitate și toate celelalte lucruri pe care le-am enumerat de-a lungul timpului în multe materiale de ale noastre. Și atunci yoga este până la urmă o metodă atât de simplă, prietenoasă, de a rezolva niște probleme și de a le preveni, încât chiar mă gândesc că toată lumea ar trebui să o practice. Și, mă rog, au fost contestate, știi, mă rog, că n-ar fi tocmai în regulă, că ar contraveni principiilor religioase creștine. Numai că yoga modernă înseamnă de fapt niște exerciții. Nu vorbim de acele combinații de meditație, de, nu știu, programe de respirație profundă. Vorbim totuși în primul rând de acele yoga asane, care, da, înseamnă mișcare, dar care în timp pot fi completate și ajustate în funcție de performanțele fiecăruia. Poți să rămâi la stadiul de a face sport, dar poți să crești, nu știu, să-ți stabilești obiective care să presupună într-adevăr mai multă relaxare, mai multă, nu știu, mai multă meditație și toate astea combinate până la urmă se pot aduce și într-un trup sănătos și într-o minte brici.
Eu trebuie să-ți mărturisesc, tu de altfel știi că am și scris pentru Ce se întâmplă, doctore. Am fost așa pasionată de yoga și am și stat o lună într-un ashram în India, tocmai pentru a descoperi toată filozofia asta în jurul acestui fenomen, de fapt. Și cumva pe asta se pune accentul acolo. Nu este vorba doar de aici, da, în America și la noi a pătruns și este foarte des folosită partea asta sportivă. Dar acolo am învățat, am și făcut un curs de trainer de yoga. Deci dacă vrei, putem să facem, când terminăm emisiunea, să-ți arăt niște asane pe care le-am învățat eu în India, mă rog. Ei merg mai departe, ei spun că trebuie, după ce practici, de exemplu, asana, să lași corpul să se odihnească, nu știu, câteva secunde, și în același timp să fii prezent, să fii conștient de ce se întâmplă în organismul tău și cum își revine organismul tău după practicarea respectivei asane. Și de aici, de la o chestie așa punctuală, merg mai departe și într-adevăr merg la ideea asta de echilibru psihic în primul rând, că practic prin yoga ei vor să ajungă la acest echilibru psihic. Evident că cei care vor, cum ai spus tu, pot merge mai departe de atât, nu doar la un echilibru fizic și psihic, pot merge la, nu știu, o adevărată filozofie spirituală. Acolo unde am stat eu era un guru care considera că el a atins nirvana, această stare de grație absolută, și că poate să-i ghideze și pe cei din jurul lui să ajungă acolo, că poți atinge nemurirea și tot felul de astfel de idei și de filozofii spirituale pe care, nu știu, le poți accepta sau nu le poți accepta, le poți, nu știu, poți merge alături de ele sau nu. Nu contează neapărat asta, contează să începi și contează să vezi că practicând o zi de zi te simți mai bine. Cum spuneam chiar la început, nu te simți obosit. Eu după o lună, ei aveau acolo un ritm destul de draconic, ca să spun așa. Ne sculau la 4 dimineața și făceam yoga, cred că de 3 ori pe zi, combinată cu cel puțin două sesiuni de meditații, două sesiuni de respirații, pentru acolo toată lumea știe să respire. Respirația este crucială și ne-am dat și noi seama, și eu după acea lună petrecută acolo, mi-am dat seama că nu știam să respir și că odată ce înveți să respiri, nu știu, te simți mai bine, pentru că e logic, oxigenezi creierul mai bine. Dar există acum și studii, și s-au tot făcut în ultimii 20-30 de ani studii, care chiar au demonstrat că toate aceste mișcări și respirația profundă și toate aceste, nu știu, practici din terapiile corporale, toate astea de fapt și aceste deblocări ale chakrelor, de care multă lume se îndoiește, mă rog, sunt glume care circulă, până la urmă de fapt duc la deblocarea unor noduri de neurotransmițători, da, exact. Și de fapt ajung niște molecule extrem de fine și de subtile din organism să ajungă și să circule în tot organismul și să-și facă treaba, pentru că atunci când stăm cocoșați la birou, e clar că acolo sunt niște blocaje. Corpul umane, da, tensiune în organism. Da, și toate aceste lucruri combinate, de fapt, duc la o repunere în funcțiunea organismului. Și în ordine. Da, și de aia, de fapt, ne simțim bine. Da. Și chiar am citit această carte, Molecules of Emotion, scrisă de un biolog american, oricum un tipă cercetător, care spunea că oamenii au început să-și, cel puțin cercetătorii, să-și orienteze puțin atenția și asupra acestor lucruri, pentru că se pare că acum știința demonstrează ce știu acești practicanți de mii de ani și că, de fapt, există dovezi științifice ale eficacității, nu numai yoga, dar tuturor acestor practici, de la respirație, yoga, mișcare și până la, nu știu, masaje, tot felul de terapii corporale, apropo de chiropractică, la fel, extrem de benefică pentru organism. Și mi-a plăcut foarte mult în această carte acestei cercetătoare, deci nu, să zic așa, un guru sau cineva care ar putea fi contestat, că la final recomanda tot felul de centre de astea de terapii holistice și spunea că, de fapt, calea nu e neapărat doar aceea a medicamentelor și a terapiilor, care, într-adevăr, au efecte benefice și că ar trebui cumva să căutăm remedii și în această zonă, dacă nu să tratăm, măcar să prevenim niște probleme. Și revenind la poziția vicioasă, asta este prima care poate fi corectată chiar și prin mișcările de sport din yoga și nu neapărat prin complexul. Da. Ce am înțeles eu după ce am stat o lună acolo este că nu trebuie să te duci în India ca să poți să practici yoga și nu trebuie să te duci să faci de 20 de ori cum erau acolo, pentru că era un curs intensiv. Important este să-ți aloci timpul ăsta pentru tine, să înțelegi că îți face bine și, în afară de partea asta fizică, să-ți acorzi ceea ce spun și ei în filozofia lor,
meditația, dar nu neapărat meditația aceea ghidată, transcendentală sau eu știu ce tipuri de meditație, ci pur și simplu să fii tu cu tine câteva minute la începutul zilei și să-ți setezi niște obiective pentru ziua respectivă și la final de zi, înainte să te duci la culcare, nu știu, să vezi dacă l-ai îndeplinit, ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine, așa un fel de a trage linie după o zi, iar dimineața de a-ți pune niște focusuri pentru ziua respectivă și cumva zi după zi, zi după zi vei vedea că reușești să le atingi și cumva ai sentimentul ăsta de împlinire de sine, că ai reușit să faci nu doar pentru fizicul tău, dar și ai o grijă un pic și de psihic. Eu nu puteam să stau în planșă, de exemplu, și acum pot să stau și peste 3 minute, mă rog, încet, încet progresez și oricum mi se pare fascinant că pe Instagram găsim tot felul de poze și de filmulețe before and after, evoluția oamenilor înainte și după yoga. Și după un an, doi ani de practică, vezi cum trupurile se transformă spectaculos, dar o transformare subtilă pe care nu o vezi în viața de zi cu zi, dar dacă ți-ai face o poză before and after la distanță, ți-ai da seama că ai o forță teribilă dacă îți propui să fii conștiincios și până la urmă să faci lucrurile fără prea mult efort și fără prea multă, nu știu, încrâncenare. Asta îmi place la Adrien. Adrien e foarte relaxată, spune, ți iese bine, nu ți iese la fel de bine. La fel și Carlos, care este un instructor de yoga din România cu ani buni de experiență. Și mă uit cum toți sportivii, toți cei care practică sporturi intense, nu știu, pe lângă fitness, dar și sportivi de performanță, cumva au început să introducă și aceste mișcări de antrenamente de yoga, de stretching în rutina lor, pentru că pe lângă toate aceste beneficii, evident, yoga e dovedită că are efecte în mobilitate, în funcționarea organismului, la nivelul organelor și, nu știu, probleme de spate, adică astea sunt dovedite ca fiind... să spun așa, rezolvabile la un anumit, până la un anumit punct, doar prin exerciții. Dar și stresul. Știi foarte bine că sunt studii care spun că practica de yoga are și beneficii împotriva stresului. Iată, tu ai practicat în pandemie, eu am practicat în pandemie, cumva după o ședință de yoga cred că te simțeai, nu știu, puțin mai încrezătoare și cumva anxietatea, temerile pe care le-am avut cu toții, nu știu, măcar se mai disipa un pic. Mă calmează yoga, recunosc. Păi vezi că pandemia are și beneficiile ei.